Dragii mei, vă salut cu drag. Sper din nou să vă găsesc bine la această doză săptămânală de speranță. Adevărul este că suntem o generație în care practic am crescut cu un ecran sau cu un televizor. De aceea, de multe ori părerile noastre, ceea ce simțim, ceea ce gândim și uneori chiar ceea ce trăim, alegerile noastre sunt formatate de acest ecran. În lumea în care trăim, ni se spune că trebuie să fim individualiști. Au crescut foarte mult drepturile și responsabilitățile s-au limitat. Așa că am învățat să ne cerem mai întâi drepturile fără să mai fim responsabili. Mai mult, am devenit foarte consumator de absolut tot ce înseamnă plăcere în dreptul nostru. Nu vă mirați că am dus gândul acesta și în dreptul bisericii. Așa că vrei ca orice biserică să-ți împlinească toate nevoile, iar tu să ai cât mai puțin de a face. Dacă nu, găsești o altă biserică, până când, rând pe rând, schimbi toate bisericile. Categoric este o lume a divertismentului. De ce spun asta? Pentru că a apărut moda că ne-am plictisit, așa că nu mai citim, nu mai învățăm, nu mai facem câte un lucru care să aibă de-a face cu intelectul, decât dacă creierul nostru sau ochiul nostru este stimulat foarte puternic. Pentru o lume ca și aceasta, doza de speranță se referă la faptul că cuvântul lui Dumnezeu poate să formateze mintea și poate să aducă în dreptul inimii acele valori de care spunea Domnul Iisus Hristos că formează viața din belșug. Și cum facem lucrul acesta? Lasă pe Dumnezeu și nu ecranul să-ți spună ce este important în viață. Apostolul Pavel ne îndeamnă să gândim la lucrurile de sus și să umblăm după ele. Pentru că în felul acesta, în timp ce ești aici și poate atras de multe lucruri, gândul și inima se ridică acolo sus, de unde Dumnezeu îți spune cu adevărat ce este important. Și mai mult, ieși din starea aceasta de nepăsare și caută ca, dincolo de orice lucru care poate să pună, să acapareze viața ta, tu să rămâi credincios valorilor pe care Dumnezeu le descoperă în acest cuvânt. Astfel vei învăța că citind cuvântul lui Dumnezeu, rugându-te, iubind pe cei din jurul tău, făcând lucruri bune și frumoase în ascultare de Dumnezeu, viața va căpăta sens. Așa că, chiar dacă folosim ecranul astăzi, transmitem valorile cerești, împărăției lui Dumnezeu. Valorile acestea, mă rog să-ți binecuvânte viața.